Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 158 ediții de analize economice, un proiect comun IDIS Viitor și privesc eu toate celelalte ediții. Le puteți vedea pe paginile oficiale al IDIS Viitor privesc eu sau pe pagina mea iunita.md. Astăzi vreau să discut un subiect, voi lua de departe, dar de fapt motivul pentru care a fost inițiată această discuție este legată de modificările la codul fiscal sau politica fiscală care este propusă de guvern, acolo de multele modificări care sunt de pur tehnici, este o modificare care deloc nu este tehnică, n-a fost observată până acum, dar are un impact economic și social greu de estimat și înainte ca să ajungem acolo, vreau să explic anumite lucruri iarăși legate de agricultură, că este o modificare care afectează direct agricultura. Sper foarte mult că această inițiativă neinspirată, cel puțin neinspirată, va fi acum scoasă încă de la momentul când se va discuta la guvern și nici nu va ajunge măcar în Parlament. Dar înainte de a spune ce inițiativă legislativă s-a strecurat, cumva, cred că din eroare în politica bugetară fiscală pe 2025, vreau să continuăm o discuție care o ducem deja de ceva timp legat de ce se întâmplă în agricultură. Pe lângă acele lucruri frumoase care s-au întâmplat la exportul de fructe, noi trebuie să menționăm că, într-adevăr, astăzi la noi agricultura trece printr-un proces de recuperare și sunt totuși trei, nu vreau să spun probleme, dar sunt trei direcții fundamentale la care guvernul trebuie să atragă atenția pentru următorii minimum 10 ani de zile, deci fiți atenți, minimum 10 ani de zile. Avem trei provocări, ca să nu spun trei probleme, că de fapt sunt trei probleme fundamentale, dar sunt trei provocări care trebuie rezolvate și această soluție presupune niște acțiuni complexe ca noi, într-adevăr, să avem o agricultură care ne dorim, iar această inițiativă neinspirată din politica fiscală nu doar că nu rezolvă problema, dar lovește foarte dur în general în posibilitatea de a rezolva problemele. Cu atât mai mult că în 2024 cel mai probabil noi vom avea o creștere destul de bună în agricultură și a fost 2023 cu creștere 2024 și noi ne recuperăm încet, încet, anume încet, încet și vă explica din ce cauză. Haideți să ne uităm unde suntem noi. În anul 2022, volumul producției agricole globale a ajuns la 47,5 miliarde de lei. Apoi a urmat o scădere evident provocată de tot ce s-a întâmplat în roada din 2022 foarte proastă, chiar dacă 2023 a fost în creștere, dar observați, noi în 2024 suntem cumva plafonați în primul trimestru, în trimestru 2, 3 și 4. Eu sperăm foarte mult că trimestru 3 și 4 ne va aduce niște surprize plăcute, lucru care ne va permite ca să finalizăm acest an cu o valoare a producției globale agricole, poate chiar mai mare decât a fost în 2023, în sens că în 2023 nu știu, în trimestru 3, că 2023 l-am terminat prost, trimestru 4 a fost unul prost, dar sper că vom ajunge undeva la 48 de miliarde de lei. Dar, știți, banii, cum să zic, valoarea unui leu de astăzi nu o compari cu leul din trecut. De aceea, un alt indicator pe care îl fac eu, încerc să analizez cam care este volumul producției reale comparativ cu anul 1987. De ce am luat anul 1987? Din simplu motiv că este anul când noi am avut maxima de producție agricolă pe teritoriul Republicii Moldova. Vorbesc, eu când compar, nu compar teritoriul controlat de autorități noastre cu întreaga Moldova. Compar același teritoriu. Cum acest lucru este posibil, nu este foarte greu, cine știe poate facem. Deci noi, dacă observăm, am fost în scădere continuă până în 2000. După aceasta, cu mici creșteri, scăderi, până în 2020 am stat practic, am stagnat pe loc. Deci am stat la fundul gropii, cam a fost creșteri în 2019, dar până la urmă 2020 un an prost, ne-am rostogolit înapoi de unde ne-am pornit în 2000. Deci toată creșterea până în 2019 s-a dus de-a dura în 2020. În 2021, știți toți foarte bine, am avut un an fără precedent de creștere în economia noastră și am ajuns, de fapt, maxima istorică de la independență, practic am ajuns la nivelul 91 de la independență. În acest an, dacă toate lucrurile merg bine, cel mai probabil ne recuperăm din căderea din 22, ne recuperăm și ajungem la nivelul anului 2021 sau la nivelul anului 91. Însă mai avem încă foarte mult până la 87. Deci dacă observați atent,
tot ce am făcut noi până în 2020, de fapt, până în 2019 am crescut, dar 2020 ne-a rostogolit înapoi și, de fapt, tot ce facem noi acum să ajungem la nivelul anului 91 și cine știe când să ajungem la performanța 87, dacă nu întreprinim niște acțiuni active. Doar că observați, tot ce vorbim noi de agricultură este doar recuperarea, să ne întoarcem de acolo unde am fost. Nu mai spun să creștem, până ce să ne întoarcem unde am fost. Aici vedeți detailat, eu dau pe volumul producției agricole în acest an. Deci toată producția agricolă este dată în valoarea sau la valoarea leului din 2024. În acest an cel mai probabil vom avea o producție agricolă, dacă va fi toate lucrurile bune, la vreo 48 de miliarde lei. Cel mai important este că noi, mulți ani de zile după ce s-a destrămat, după ce s-a destrămat Uniunea Sovietică, după ce s-a ruinat gospodăriile agricole, noi sectorul individual, deci persoanele fizice, produceau greul producții și acum doar din ultimii câțiva ani de zile la noi persoanele, întreprinderile agricole domină producția agricolă și în acest an tot. Deci eu o numesc agricultura, cum să zic, e greu să găsești un... Agricultura mai mult așa economică, deci agricultura aceasta de consum intern, de consum personal, dar când vorbim de exporturi, când vorbim de producție agricolă intensivă, într-adevăr sunt întreprinderile. Nu aș vrea să contrapun că totul este bun, totul este necesar, dar până la urmă agricultura economică este cea care este organizată într-o formă sau alta. Dar haideți să ne uităm care sunt trei provocări de bază ale noastre. Prima provocare sau prima problemă în Republica Moldova este legată de modul cum sunt ocupați oamenii în agricultură. În acest an, în 2023, când zic acest an, în 2023, în 2024 situația cred că s-a îmbunătățit, dacă vă aduceți aminte, dacă nu veți vedea la capitolul agricultură, am estimat, când am făcut o precedentă analiză agricultură, am estimat că în anul 2023, după o scădere continuă timp de 20 de ani de zile a numărului de populație ocupată în agricultură, în 2023 vom avea o creștere. Trebuie și să recunosc că estimările mele au fost mai prudente, dar vă dați seama, este greu să schimb trendul. Da? Deci intuiția mea îmi spunea că va crește numărul de angajați ocupați în agricultură. El a fost chiar mai mult decât am așteptat. Deci eu am estimat undeva în jur de 180.000, dar noi avem 185.000. Deci după 20 de ani de zile de scădere continuă, în prezent avem o creștere a persoanelor ocupate în agricultură. Asta e partea bună. Partea mai puțin bună, nu că partea proastă, dar partea mai puțin bună, este că această creștere este din contul populației ocupate neoficial. Deci numărul oamenilor salarizați care merg, lucrează în agricultură, au contract de muncă, plătesc, primesc salarii, plătesc impozite, rămâne a fi mai puțin de 20%. Deci peste 80% din populația ocupată din agricultură este în sectorul informal, sectorul neoficial, sectorul care oamenii lucrează, câștigă ceva, dar nu au niciun fel de relație practic cu bugetul de stat și statul se uită și tot încearcă prin zilieri, prin ceva, poate cumva ne organizăm. Vă pot spune că atâta timp cât noi nu avem o agricultură organizată, este foarte greu să asiguri oamenii o formalizare a contractului de muncă. Să îmbli pe dealul, să fugărești oamenii, să-i cauți cu zilieri, nu are sens. Deci toate aceste politici de vreo 10 ani, nu 10, din 2017 calculați singur, vreo 8 ani de zile de a face ceva cu zilieri, n-a dat absolut nimic. Tot ce poți face să stimulezi și încurajezi agricultura organizată, și în felul acesta vei avea salariați. Cât timp nu ai aceasta, nu se întâmplă. Am vrut să vedem ce s-ar întâmpla dacă printr-o minune toți oamenii din agricultură aveau un contract de muncă. Haideți să visăm cu ochii deschiși. Asta nu e posibil. Pentru altele, nici în Uniunea Sovietică nu toți aveau contract de muncă. Undeva 20% erau activități individuale, deci statul nu cerea la dânsul bani. Păi, 20%. Ar fi bine ca 80%. Noi acum e exact invers. Înainte era 20% neoficial, 80% oficial. Acum noi am fix pe invers. 80% neoficial, 20% oficial. Dar eu am încercat să visez cu ochii deschiși, mi-am imaginat cât ar câștiga bugetul de stat dacă toți agricultorii cu salariile acestea micuța lor, care sunt de vreo 8.000 de lei acum, salariu mediu, cu de brut, dacă scoți impozitele și mai puțin. Deci dacă observați, în anul 2024, dacă toți cei din agricultură ar fi angajați,
Atunci la noi bugetul de stat are încasat toate, nu bugetul de stat, buget public național, casă de asigurări asigurări sociale, asigurările medicină plus impozit pe venit ar fi 6,6 miliarde lei. Evident, ăsta nu-i poți angaja, dar dacă ar fi ce obțin 20-80 proporția, dar nu invers. Acum, bugetul de stat ar primi 5 miliarde lei suplimentar. Deci omul, pe lângă faptul că ar fi garantat cu pensii, cu asigurări medicală, bugetul de stat ar mișca 5 miliarde lei. Evident, lucrul acesta nu se întâmplă și atunci, între provocarea care avem pentru următoare, minimul 10 ani de zile, să ne gândim cum creștem ponderea celor angajați oficial în agricultură. După mine, numai dacă ai agricultură organizată. Dar mai avem două probleme. Deci asta, prima e clar, asta e problema mică, problema mare. Problema mare constă că noi ne lăudăm că avem cele mai bune terenuri din pe globul pământesc, că avem cernoziomuri, toate acelea, un singur lucru uităm să spunem, că le avem, dar nu le prelucrăm. Deci, în prezent, în Republica Moldova, ultimul recensământ agricol a fost în 2011 și atunci s-a calculat că terenurile neprelucrate sau terenurile abandonate sunt 275.000 de hectare sau 11% din toate terenurile agricole. Eu am calculat ce s-ar fi întâmplat dacă aceste terenuri agricole nu le-am fi prelucrat și am câștigat tot așa puțin cum câștigăm. Nu am punem livieze intensive, nu punem nimic, ne ocupăm cu ceea ce ne ocupăm noi așa, modest câștigăm bani. Aici vreau să mai adaug că 275.000 de hectare, asta este în varianta, să zicem, ideală. În realitate, noi astăzi nu prelucrăm circa 400.000 de hectare. Deci pământuri bune care le avem, noi nu le prelucrăm. Deci doar în această variantă de 275.000 de hectare, noi în acest an vom pierde producția agricolă de circa 4,3 miliarde lei. Deci această producție agricolă, care ar fi putut fi crescută și vândută, noi nu vom crește și nu vom vinde. Deci cea mai mare problemă noastră este cum să facem ca terenurile agricole să nu fie abandonate, să le putem folosi. Deci asta este a doua problemă care trebuie rezolvat. Deci dacă m-ați întrebat ce ar rezolva guvernul, eu spun că sunt trei lucruri. Prima, cum facem ca agricultorii să lucreze oficial, dar asta vă spun cu zilieric tot asta, dacă n-ai ce faci și ocupi cu asta, în mod serios, nu asta e soluția. Doi, cum facem ca să nu avem terenuri abandonate, ca oamenii care au aceste terenuri să le dă în arendă cel puțin, dacă el nu îl prelucrează, să-l dă în arendă. Și trei, evident, avem terenurile erodate. Deci, în fiecare an, autoritățile ne anunță că în fiecare an în Republica Moldova 7.000 de terenuri sunt scoase din circuitul agricol prin eroziune. 7.000 de terenuri este moșiile la două sate mari, 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 deci două sate mari în fiecare an dispar. În prezent avem vreo 900.000 de hectare de terenuri care nu sunt folosite, dintre care vreo 250.000 doar în ultimii vreo 40 de ani. Deci eu mi-am pus așa, am încercat să visez cu ochii deschiși. Ce am face noi, dacă am avea niște politici active, ca 20% din aceste terenuri care le-am pierdut în ultimii ani, nu spun că să recuperăm nu știu ce, care le-am pierdut noi, ca în ultimii vreo 30 de ani terenuri care noi le-am pierdut, ce am face dacă le-am recuperat înapoi? În total, noi am avea producție la sărăcia noastră, la producția asta noastră primitivă, de 8 miliarde de lei în acest an. Deci noi pierdem 8 miliarde de lei din simplu motiv că terenurile bune care le avem le-am abandonat, iar terenurile care au fost bune le-am lăsat să degradeze. Deci avem terenuri degradate, avem terenuri abandonate și după asta ne scărpinăm la ceafă de ce suntem săraci. Deci acestea sunt trei probleme. Oamenii, terenurile și cele abandonate. Asta trebuie să ne ocupăm noi. Iar în detrești la politica fiscală, deci care nu că nu rezolvă aceste trei probleme, dar din contră, parcă vrea să le agraveze, am vrut să văd cum se ocupă la noi activitatea agricolă. Nu știu dacă cineva a mai dat vreodată, am luat cadastru funiciar din 2023, sfatul luat din 2024, tot. Cam aceea, așa am vrut să văd. Din acele 1,6 milioane de hectare de terenuri, că mai avem și terenurile statului, a primăriilor, dar din acele 1600 de hectare de terenuri care sunt prelucrate de persoane fizice sau persoane juridice, cine le prelucrează? Dacă observați,
Cel mai mult sunt societățile cu răspundere limitată, ele au 830.000 de hectare de teren, sunt 51%, mai mult de jumătate din toate terenurile noastre, și vă rog să țineți minte lucrul acesta, că cu așa vom avea nevoie, sunt prelucrate de societățile cu răspundere limitată. Pe locul 2 sunt gospodăriile țărănești, cu 432.000 de hectare, vedeți foarte bine în grafic, și pe locul 3 sunt persoanele fizice individuale, deci omul care are o bucată de teren, îl prelucrează și asta este 282.000. Și deja cooperativele agricole, 3% societății pe acțiune, astea practic le ignorăm. Le-am inclus acestea ca să fie știți așa, mie îmi place, dacă e tăt, să dăm tăt. Ce interesant, că aceste terenuri nu sunt în proprietatea celor care le prelucrează. Asta este clar. Să nu uităm că la noi când v-am făcut privatizarea, consolidarea nu s-a finanțat, chiar dacă noi am încercat să facem acest lucru, și avem sute de mii de persoane din sate, de regulă în iertate, oameni foarte săraci care nu au nici bani, nu au nici capacitate sau sunt deja foarte bătrâni și nu pot prelua terenul. Și doar mulțumită faptul că există mecanismul acesta de arendă, noi avem doar, eu cred că nu 270, eu cred că vreo 400 de mii de hectare neprelucrate, dar aceste terenuri cumva le-am dat noi și le-am prelucrat. Haideți să uităm. Din cele 1.623.000 de hectare de terenuri prelucrate, 924.000 sau 57% din toate terenul sunt terenuri luate în arendă. Avem câteva sute de mii de oameni sărmani, săraci, de regulă persoane în etate din sate, care dau în arendă terenuri și aceste terenuri, datorită acestui mecanism de arendă, sunt prelucrate. Până și clar, da? Nu le-ai dat în arendă șed de păracină, nu le-ai dat în arendă, degradează și îl introduci la soluri noi care ne lăudăm că avem cele mai multe soluri, dar da, numai că solul acesta devine nevalorificabil din punct de vedere agricol. Dacă ne uităm atent la cooperative agricole, care au cel mai puțin 66% din terenuri, la societățile pe acțiuni 75% și cel mai mult societățile cu răspundere limitată, din cei care au ei, 830.000 de hectare, 712, sau 86% din cel mai mare operator din Republica Moldova sunt terenuri în agricultură. De fapt, toată agricultura noastră, tot ce exportăm noi, tot ce vorbim noi, sunt societățile cu răspundere limitată, care au 52% din toate terenurile pe care ele prelucrează și creează valoare adăugată și noi ne bucurăm acum atât de frumos că se exportă, dar aceștia sunt societății cu răspundere limitată, care 86% din toate arenuri le închiriază la cei vreo 6-700 de mii de sărmani din sate, care ne-au avut posibilitatea să prelucrează, le-au dat lor. După aceasta, merg gospodăriile țărănești, mediu 36%, acum să vă spun de ce mediu 36%, și apoi persoanele fizici, care evident, el fiecare prelucrează terenul lui, el nici nu dă, nici nu e în arendă. Cu gospodăriile țărănești vreau să mă dau separat. Din ce cauză? Că noi când spunem gospodării țărănească, este un lucru foarte deosebit. De ce eu, prin faptul că nouul guvern amabil îmi dă toate datele pe gospodăriile țărănești, eu le-am împărțit în câteva categorii. Extrem de mici, care au până la un hectar, da, asta practic persoană individuală, foarte mici, care au până la 5 hectare, mici până la 10 hectare, medii până la 50 hectare, mari până la 100 și foarte mari, deci peste 100 de hectare. Dacă vă uitați atent, gospodăriile țărănești mici nu iau în arendă, dar aceștia mari, de la 50 de hectare în sus, la ei, de regulă, 70 sau chiar 85% din terenuri sunt, de fapt, prelucrate de către închirii în arendă. Respectiv, se primește că persoanele individuale utilizează și cresc terenul, folosesc terenul propriu, dar societății cu răspunderile limitate și gospodăriile țărănești mari, în proporție de 85%, lucrează cu pământuri arendate. Deci atunci când vorbim de agricultură, noi trebuie să ținem cont că agricultura noastră mai gâfâie și mai trăiește din simplu motiv că avem mecanismul acesta de arendă a terenilor agricole. Până aici tot e clar. Și acum, ce poate face guvernul și ce fac ei? Deci, da, după mine, guvernul ar de rezolvat probleme. Cum să avem o politică clară de recuperare a terenurilor erodate? Cum să facem ca terenurile abandonate să fie utilizate în agricultură? Și cum să facem ca populația
care lucrează în prezent neoficial să aibă contract de muncă. Evident că acest lucru poate fi atunci, doar când vom avea cei obțin gospodării țărăniași mari, când vom avea societăți cu răspundere limitată, atunci când omul este oficial angajat și lucrează. Dar, după câte vedeți, la noi, ca să facem acest lucru, 55% din terenuri în mediu sunt în arendă, dar dacă excludem persoane individuale și gospodării țărănești mici, atunci gospodăriile mari, care într-adevăr contează în agricultură, 85% din terenuri sunt în arendă. Tot ce trebuie să facă guvernul, să gândeze cum acest mecanism de arendă să funcționeze mai bine. Până ce e clar? Ce face guvernul? Guvernul vine cu o modificare la politica fiscală, până ce vom spune că este una neinspirată, prin care, nici nu se vede, deci punctul 34 din pagina 9 politici fiscale, ei redactează articolul 103 din codul fiscal și spune ce este scutit de tăva și exclude pământul și arenda acestea. De fapt, ce se încearcă guvernul? Noi avem în prezent, într-adevăr, peste 100 de facilități fiscale. Unii din plânsele chiar sunt contraproductive. Spre exemplu, zahăr, care este un viciu pentru organism, cine toți medici ați vă spună, noi am dat facilitate fiscală și pierdem anual. Acum cred că numai puțin de vreo 200 de milioane de lei, n-am făcut calcule, dar cine vrea poate să fac calcule. Pierdem că dăm zahărul cu facilitate, nu 20%, de 8%. Lasă oamenii să moare cu zahăr, da? Dar noi, din loc să scoatem din acele peste 100 de facilități fiscale care dau pierderi la buget de stat peste 20 de miliarde de lei, guvernul a hotărât, neinspirat după mine, sper că acest lucru va fi acum, domnul prim-ministru Leceanu va întreba și cu inițiativa aceasta și va fi scoasă, guvernul a venit cu inițiativa ca să impoziteze acești vreo 700 de mii de sărmani să le aplice tăva la terenurile agricole. Deci el, dacă dă închirii terenul lui cât are acolo, 30-40 de are, de 1.000 de lei, 167 de lei trebuie să fie tăva, 20%. Dacă 2.000 de lei, 370 de lei îți plătească tăva. Și ce îmi imaginez acum un bătrânel care așa câștigă 2-3 bănuți, care acum va trebui să plătească 20% tăva. Și acum fiți atenți. Deci noi vorbim despre faptul că noi acum avem sute de mii de hectare de terenuri agricole abandonate, avem sute de mii de oameni săraci în sate care au o mic venit în aceste terenuri și guvernul, din cele peste 100 de facilități fiscale care aduc în bugetul de stat pierderi peste 200 de milioane, de 20 de miliarde de lei, s-a gândit că exact ce așa vreo 600 de mii de sărmani, care în toamnă trebuie să meargă la legeri pentru altele, să le pui TVA de 20%, să scoată din ei o anumită sumă de bani, iar guvernul, până la urmă, nu mă rămâne aproape nimic. Și vă explic din ce cauză. Să nu uităm că cea mai mare parte de producție agricolă este exportată. Și atunci, un bătrânel va plăti TVA 20%, care vă plăti 100 de lei, care 200 de lei, care 300 de lei, că oamenii au cote de la 60 ceva de ari până la vreo 3 hectare maxim. Și nevastă mă corecteze dacă așa. Deci oamenii vor plăti de la câteva sute de lei, poate nu știu așa, dar omul asta va vedea. După aceasta, când producția aceasta va fi exportată, exportatorul, care la noi, Republica Moldova, fiecare știe cine se iei, că nu sunt mulți, este o listă foarte scurtă, va primi tăva înapoi și îl va pune în buzunar. De fapt, guvernul, prin acest mecanism de tăva, nu face altceva decât instituie un mecanism cum se iei banii de la vreo 800 de mii de oameni nenorociți și sărmani de pe tot țara și se dă în buzunar la vreo 20 de gospodari care vor face exporturile. Deci asta e tot ce s-a întâmplat. Bugetul de stat nu va primi nimic. Deci în bugetul de stat să dă domnul să rămână vreo 100 de milioane de lei. Deci tu ai un sistem unde ai 150.000 de oameni care lucrează în oficial și ai în bugetul de stat pierdere de 7 miliarde de lei. Nu te gândești ce să faci. Tu ai sute de mii de hectare de terenuri agricole abandonate care generează pierderi de vreo ce sunt vreo 8 miliarde de lei. Nu te gândești ce să faci. Și ai un mecanism care cât de cât funcționează de chirii, unde 85% din toată activitatea economică se bazează pe arendă și în loc să te gândești cum faci ca și celelalte terenuri și le bagi în sistemul acesta de arendă, cum faci, dai facilitate, faci ceva, tu vii cu acest mecanism care ca efect financiar în bugetul de stat nu-ți aduce aproape nimic, iar ca efect social
mă tem să mă gândesc ce va face acum opoziția și ar vom da vina pe agenții străini, că nu știu ce vor să ne facă în țara aceasta, ca efect social ai un impact fără precedent și ca efect economic negativ ai cât vrei, pozitiv în bugetul de stat n-ai aproape nimic. Unicul efect care va fi că banii colectați de la acești câteva sute de mii de oameni sub formă de TVA va fi restituit la exportul de mărfuri unui grup micuț de oameni. Deci asta e tot ce se va întâmpla. Sper foarte mult că această inițiativă neinspirată va fi exclusă până să ajungă în Parlament. Acest articol micuț care are doar două rânduri, politică bugetar fiscală, și nici nu se observă și nimeni nici nu l-a observat că el există, va fi redactat în forma care vedeți în spate și guvernul, dacă vrea să lupte cu facilitățile fiscale, institutul nostru, încă în 2019, a elaborat un document prin care am sugerat cum se poate făcut acest lucru și încă o dată, repet, avem peste 100 de facilități fiscale, unele dintre ele sunt nocive, ele trebuie să anulate de mult și noi de mult am fost gata să o facem. Numai nu vă ocupați de acești câteva sute de mii de oameni și lăsați agricultura cât de cât să gâfâie și să se recupereze și nu loviți în plânsa că până la urmă cât de deștepți nu suntem noi, dar jumătate din exportul nostru, asta e producția agricolă sau producția din industrie alimentară care prelucrează producția agricolă. Deci nu loviți în exportul nostru care și așa se duc în jos. Vă mulțumesc, sper că a fost foarte clar pentru toată lumea. Până data viitoare!